Care sunt factorii care influențează prețul unei asigurări RCA? cazul în care ești prima pe acest canal și nu mă cunoști, eu sunt Cătălin de la Ritter.ro și fac clipuri educative din domeniul asigurărilor. Am rugămintea să te abonezi la acest canal, să mă susții turtind clopoțelul de mai jos și astfel mă vei motiva să fac în continuare conținut educativ pentru tine, iar tu vei primi o notificare de fiecare dată când postez un nou clip și poate cine știe acel clip se va părea super interesant și vei avea ceva de învățat de pe urma lui. Îți mulțumesc! Cu toții știm că există anumiți factori care influențează prețul unei asigurări RCA. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând, un factor foarte important care stabilește prețul unei asigurări RCA este valabilitatea poliției. Evident, dacă îți vei cumpăra o asigurare RCA pe lună de zile, este mult mai ieftină decât dacă îți cumperi o asigurare pe 12 luni. Următorul factor este clasa de bonus malus. Am făcut un clip mai de mult cu tabelul tuturor claselor de bonus malus, o să te rog să-l vizionezi. Clasa de bonus malus este un sistem prin care ești bonusat dacă ești un șofer atent și nu faci accident, adică ai bonus, iar dacă ești un șofer teribilist și faci accident, ești penalizat, să-i spun așa, adică ai malus. Următorul factor care îți influențează prețul este capacitatea cilindrică și puterea mașinii. Cu cât este mașina mai puternică, cu atât se consideră că șoferul este mai agresiv și riscul de accident este mai mare. Următorul factor este vârsta asiguratului. Una este să ai 18 ani și alta este să ai 40 de ani. Din punct de vedere al prețului, cu cât ești mai tânăr, cu atât și asigurarea este mai scumpă. Pentru că nu ai experiență la volan, următorul factor care influențează prețul asigurării RCA este județul asiguratului. Chit că ești din București din Constanța, din Cluj, din Timișoara sau din alte județe. Pentru fiecare județ este alt tarif de referință. De ce contează județul? Hai să luăm exemplu București. Păi este un oraș foarte mare cu foarte multe mașini înmatriculate și evident foarte multe accidente. Dacă îl comparăm cu județul Olt, care este un județ mult mai mic, evident, mult mai puține mașini matriculate și mult mai puține accidente. Un alt factor este destinația mașinii. Ai varianta interes personal, unde este un tarif mai mic, după aceea ai varianta Taxi, distribuție, rentă car, servicii de pază și protecție, unde evident mașina circulă mult mai mult, face mult mai mulți kilometri și riscul de accident este mult mai mare. Și aici tariful este un pic mai mare. Următorii factori sunt vechimea mașinii, dacă mașina este mai veche, va crește și prețul asigurării, și dacă mașina este matriculată sau înregistrată. Mașinile care sunt înmatriculate sunt cele care au. Talonul de la poliție și au plăcuțele albe cu scris negru, iar cele care sunt înregistrate au talon de primărie și au plăcuțele acelea galbene. Ați văzut pe autobuzele de la primărie sau scuterele, ATV-urile, acelea sunt cele care sunt înregistrate. Iar cele care sunt înregistrate au asigurarea RCA mai ieftină decât cele care sunt înmatriculate. Vreau să vă mai dau și două exemple. La mașinile de transport persoane mai contează și numărul de locuri în tarifarea prețului asigurării RCA iar la autoutilitare contează masa total maximă autorizată. Cu cât vehiculul are masa total maximă autorizată mai mare, cu atât crește și prețul asigurării. La fel și la asigurările destinate transportului persoane, de care v-am vorbit acum câteva secunde, cu cât are mai multe locuri, cu atât crește și prețul asigurării. Un alt factor este diferența de prețuri între societățile de asigurări. Ați văzut și voi când vă cumpărați o asigurare RCA. Fiind multe societăți de asigurări, asta în cazul în care cumpărați o asigurare de la un broker de asigurări, sunt mai multe societăți, fiecare cu prețuri diferite. Sunt sigur că și voi v-ați pus întrebarea de ce eu plătesc la motor de 1-2 o anumită sumă și colegul meu sau vecinul meu plătește o altă sumă. Din acest motiv m-am gândit să fac acest episod ca să știți care sunt factorii care influențează prețul unei asigurări RCA. Dacă și tu ai avut un caz ciudat în care nu ai putut să-ți explici calculul unei asigurări RCA, sper că ai văzut acest video, aștept aplauzele tale în rubrica de comentarii. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă ți-a plăcut acest clip dă-mi și mie un like, dacă nu ți-a plăcut dă-mi un dislike, distribuie-l la toți prietenii tăi pentru că toți sunt șoferi și vor avea nevoie de această informație super prețioasă Iar pe mine mă vei ajuta să cresc această comunitate de pe canal la cât mai multe persoane Îți mulțumesc încă o dată pentru vizionare și până data viitoare să ne vedem cu bine Și mare grijă să nu faci accident pentru că îți va mări prețul asigurării RCA